Statul dorește întărirea autorității polițiștilor. Conform unui proiect de lege aflat în dezbatere publică, oamenii legii ar beneficia de mai multă libertate în acțiuni. Totodată, dacă reglementările aduse legii vor fi aprobate, amenzile, dar și pedepsele pentru cei care săvârșesc diverse infracțiuni ar putea crește substanțial. Nu de puține ori, polițiștii au fost puși în situații în care nu puteau să ia nicio măsură în fața unei sesizări primite de la cetățeni. Și asta pentru că actuala lege nu le permite acest lucru. Spre exemplu, în situația unei sesizări despre o persoană care ascultă muzica tare și deranjează vecinii, polițiștii se deplasau la fața locului și aplicau o sancțiune. Dacă situația se repeta, oamenii legii nu puteau decât să procedeze ca în prima fază. Acum, dacă fapta se repetă, persoana în cauză poate ajunge chiar după gratii. Ne deplasam la fața locului, luam măsura legală care se impunea. Actuala legislație prevede ca o sancțiune de la 500 la 1500 de lei să fie persoana care a săvârșit respectiva abatere. Însă, proiectul legislativ propune ca fapta persoanei care, fiind avertizată să înceteze activitățile contravenționale, continuă să săvârșească aceste activități și prin acestea tulbură folosința locuinței locatarilor dintr-un imobil, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. Conform oamenilor legii, acest proiect de hotărâre vine atât în sprijinul polițistului, dar și în sprijinul cetățeanului. Noul proiect legislativ nu vine neapărat numai în sprijinul polițistului, ci mai ales în sprijinul cetățeanului. Tocmai de aceea și v-am expus câteva aspecte pe care le-am avut noi, nu neapărat eu, alți colegi de-ai mei aflat atât în teritoriul cât și din alte județe, cu care ne confruntăm de zi cu zi. Adică consider că este imperios necesar aprobarea acestui proiect legislativ, tocmai pentru a veni în primul rând în sprijinul cetățeanului și ulterior și în sprijinul polițistului, în vederea luării măsurilor legale. Conducerea Ministerului de Afaceri Interne a pus în dezbatere publică acest proiect după ce numărul cazurilor de abuz asupra polițiștilor a crescut semnificativ în ultima perioadă.